Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent în vărsător pentru decembrie 2019. Am cerut mesaje de la înger pentru voi ca să câștig un pic de timp și ați primit, interesant, familie și acțiune acțiunile vorbesc puternic despre voi, despre voi, despre noi, în fine. Ce am observat acum, uitându-vă, meditând la această carte, care teoretic ar fi trebuit să exprime o familie fericită care își petrece, eu știu, e în vacanță, se simte bine împreună. Probabil aveți niște probleme de comunicare cu soțul, soția, unii dintre voi, mama, tatăl, eu știu, depinde. Probabil vreți să comunicați despre familie, poate unii vă doriți să faceți o familie cu cineva și trebuie să comunicați. Asta pentru că chakra Vishuddhi mi-a fost oarecum afectată și nu știți cum să vorbiți eventual. Dar vreau să spun că e prima oară când observ în această carte, am spus, ar fi trebuit să arate o familie fericită, dar acum văd că de fapt voi tocmai treceți peste niște ape tulburi. De munte, repezi, în fine, nu contează. Peste niște situații provocatoare, periculoase. Unii dintre voi, evident, nu toată lumea, poate voi, o parte dintre voi chiar vă bucurați de vacanță și vă plănuiți vacanța cu familia. Ca să vă reuniți, ca să vă dobândiți puterea prin prezența celuilalt. Dar unii dintre voi aveți niște probleme în familie. Treceți peste acest pod și, în mod special, partea feminină este chiar deasupra acestor ape limpezi. Trebuie să se decidă între un mal și altul, între o etapă și cealaltă în această familie în care sunteți. Probabil că unele dintre voi aveți o fetiță în preajmă care vă este foarte dragă sau foarte atașată de voi. Oricum, prin ce ați trece, aveți un înger, aveți mai mulți îngeri care vă protejează familia și situația prin care treceți. În continuare aveți dorința inimii. Probabil că trebuie să vă descoperiți prin toate situațiile prin care treceți în familie și, în fine, în viața voastră personală, să vă descoperiți adevărata dorință a inimii. Și pentru asta probabil sunteți chemați să stați mai mult în preajma animalelor, să aveți grijă de animale. Aveți animale, da, dar cartea asta aduce aminte și de putere. Probabil că această prietenie pe care o puteți oferi sau pe care animalele vă oferă vă întărește. Iar cărți, prin citit, vă regăsiți suportul, susținerea, Doamne, susținerea de la îngeri și simțiți că într-adevăr sunteți înconjurați de abundență infinită. Abundența nu trebuie să se manifeste doar în contul bancar, evident. Și prin faptul că vă oferiți timp de creștere spirituală, intelectuală, citind, timp de vindecare și de, pur și simplu, de bucurie cu animăruțe, cu familia voastră, sau poate toate aceste lucruri vă ajută să treceți peste niște situații în familie. Poate familia voastră, eu știu, nu e cea mai ideală. Poate părinții sunt despărțiți, poate vă gândiți la un divorț. Oricum, poate unii sunteți chiar foarte bine. Oricum, sunt niște chestiuni de familie care acum, în această perioadă, se reactualizează. În seria aceasta de cărți ați primit acțiunile vorbesc puternic despre ceea ce simțiți. Exprimați-vă dragostea prin acțiuni. Adică, nu este suficient să știți că iubiți pe ceilalți, arătați-le printr-o îmbrățișare, printr-un gest, printr-un telefon, pentru că văd că e vorba și de comunicare, da? Prin tot ce poate fi exprimat. Și evident, dacă se poate să. Pentru că sunteți semne de aer și poate uneori considerați că este suficient să spuneți sau să gândiți că iubiți pe cineva. Dar se pare că pentru unii este important să și acționați în acest sens. Practicați compasiunea.
Arătați-vă compasiunea față de cei din jur, mai ales dacă aveți niște situații în familie. Încercați să înțelegeți ca să fiți și voi înțeleși la un moment dat. Probabil că situația prin care treceți în familie, zic eu, unii dintre voi, este foarte delicată. Foarte delicată, ca această pasăre care tremură de frică. Dar cu răbdare, cu compasiune, puteți să regăsiți lumina și să îi redați încrederea păsării, evident, și să vă redați voi încrederea în această familie sau situație prin care treceți. Dar trebuie să vă gândiți bine, evident. Dragostea face diferența. Probabil că unii trebuie să experimentați dragostea și dintr-o altă perspectivă. Trebuie să vă dați o șansă la dragoste. De multe ori familiile sunt făcute din alte motive decât dragostea. Din păcate, majoritatea oamenilor intră în acest sistem, în acest concept, în afara dragostei și e păcat și la un moment dat ajung să experimenteze niște probleme, niște situații. În fine. Continui cu un set de cărți pe care nu l-am mai folosit de mult de astă vară. Aș vrea să găsim o carte care ar putea să vă inspire în această perioadă, un animal, spiritul unui animal care v-ar putea inspira. Dar înainte să încep să amestec, deși ele au fost amestecate, mai amestec doar un pic în fața voastră, o carte a vrut în mod special să apară. Lebăda. Pentru unii, ori aveți de-a face cu un semn de apă matur, ori o situație emoțională, pentru că este semnul alchimic al apei, o situație emoțională. Poate sunteți într-o relație sau în preajmă sau ați întâlnit ce? Flacăra geamănă, pentru că interesant în această imagine este că lebăda apare, să zic, în dublu exemplar. Acum, care este cea reală și care este iluzia, rămâne de descoperit eventual. Poate nu este nicio iluzie, poate pur și simplu voi vă reflectați în celălalt, într-o persoană, într-o formă sau alta. Oricum, lebăda, este foarte mult de vorbit, a trebuit să fac etalări doar despre așa ceva, să vorbesc pendelete la fiecare carte. E o carte foarte profundă, este simbolul cavalerului de cupe, o ofertă de dragoste sau niște mesaje sau nevoia voastră de a împărtăși dragostea. Ok. Soare, Luna, Venus, ascendent în vărsător. Soare, Luna, Venus, ascendent în vărsător. Oh, iar tot semnul de apă a apărut. Aici cobra. Nu știu de ce. În ultima vreme m-am tot gândit la cobra și mă bucur că a apărut măcar în etalarea pentru vărsător, că am și o planetă aici. Cobra. Ori aveți a face cu un semn de foc, ori cu o persoană autoritară sau care încearcă să-și impună părerea și forța asupra voastră, unii dintre voi. Dacă nu este o persoană, este o situație. O situație foarte periculoasă prin care ați trecut și din care trebuie să învățați, pentru că acesta este un învățător într-o formă sau alta. O să vorbesc, v-am zis, cu altă ocazie mai mult despre fiecare, dar voi trebuie să vă inspirați din scoică. Semn de apă, semnul alchimic al apei. Este a șaptea în seria cărților de apă. Ar fi similar cu șapte de cupe. Cum am spus și mai devreme și posibil că nu întâmplător, e o situație emoțională prin care treceți. Dar de asta dată, deși la Raci am vorbit despre altceva, acum mi-atrage atenția acest număr, acest șapte și
Ce înseamnă, de fapt, șapte de cupe? Înseamnă fantezie, înseamnă opțiuni, înseamnă o stare de visare și de oarecare confuzie. Emoțională, evident. Poate unii dintre voi ați fost închiși emoțional și simțiți nevoia să vă deschideți, da? Se văd niște raze în jurul scoicii și niște puncte colorate. Nu știți exact în ce direcție sau către ce punct să vă trimiteți aceste raze, această dragoste, această emoție pe care o simțiți. A crescut în voi în ultima vreme, tocmai pentru că nu v-ați exprimat, a stat închiși. Poate dimpotrivă sunt prea multe puncte colorate în jur care vă atrag fiecare cu câte ceva, opțiuni, da? Și ar trebui o perioadă să stați închiși în voi ca să puteți alege corect. Eventual, dacă nu-i vorba de alegere, poate toate aceste puncte colorate vă distrag atenția de la o creație interioară, o transformare interioară. Acea perlă pe care o produce scoica. Așa simt să citesc acum, pentru vărsători. Tocmai pentru că ați avut de-a face cu această situație periculoasă, nu știu, deci așa, v-am zis, așa mi-o simt să citesc cărțile. Și poate e bine să stați o perioadă mai în scoica voastră. Din seria aceasta de cărți pe care o folosesc pentru crucea celtică, a vrut să apară 4 de monede. 4 de monede, semn de pământ, fecioară, taur sau capricor. Poate nu este niciun semn de pământ, deși văd că aici este un 2 de monede. Nevoia de a vă echilibra, măcar financiar, dacă nu și emoțional, pentru că sunt emoții și în spate. Dar 4 de monede reprezintă tipare, reprezintă crispări, grija pentru bani, pentru ceea ce puneți pe masă în fiecare zi, cum vă plătiți grădinița, școala copilului, am vorbit de familie, da? Griji, cum să vă întrețineți familia. Eventual, dacă cineva, am zis mai devreme la familie, sunteți între două situații, două etape în familia voastră, v-ați dori unii să vă despărțiți sau să vă reorganizați familia într-o formă sau alta, treceți printr-o etapă de transformare, probabil trebuie să fiți mai precauți și să țineți la valorile voastre deocamdată până primiți alte, eu știu, idei, inspirație divină. Soare, lună, Venus, ascendent. Aveți aici un as de băte, un început, în ce direcție ar putea să fie, variază de la unii la alții. Un început pasional, poate să fie un proiect la locul de muncă, poate să fie un proiect la școală, poate să fie o persoană în semn de foc, am vorbit de foc și la cobră, dar trec peste asta, berbec, leu sau săgetător, sau pur și simplu cheful vostru de viață, soare, luna, Venus, ascendent în vărsător. Soare, luna. Înainte să încep etalarea aceasta, aș vrea să și celelalte să fac o mică rugăciune. Bishem Adonai, Mimini, Mihail, Umismoli, Gabriel, Umilifnai, Uriel, Ume Ahorai, Rafael, Va'al Roshi, Shehinat, El. Ok. Central, patru de spade. Teoretic sunteți voi răniți din niște motive sau alt semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător. A fost un trio, asta este evident. Poate în această perioadă, că tot am intrat în postul Paștelui, ar trebui să mergeți la biserică, să vă duceți la un preot, să vorbiți, să vă spovediți, să vă împărtășiți. Și trecând peste aceste ritualuri de curățare, să vorbiți și cu îngerii voștri protectori și cu voi înșivă de ce ați trecut și cum să faceți să nu mai experimentați așa ceva. Cum să faceți să luați această sabia a dreptății și să o exprimați.
Ce vă provoacă? Asul de cupe vă provoacă o nouă dragoste. Mai devreme a fost asul de pasiune. De la pasiune trecem la dragoste. O nouă dragoste. Dar, vedem cum se așează cărțile. Până la o nouă dragoste, e în primul rând vindecare. E în primul rând această putere de autovindecare și probabil că vă este foarte greu. Patru de spade similar cu eremitul, dar vă trebuie timp să vă vindecați. Nu puteți pur și simplu în câteva zile. Aici este provocarea, vindecarea și vindecarea vine cu dragoste de voi înșivă, de noi, da? Eventual că poate să fie, evident că poate să fie și un semn de apă pentru unii, dar nu toată lumea are de face cu un semn de apă. Deci, dacă nu-i semn de apă, pești, rac, scorpion, este, să zicem, ori o nouă dragoste în preajmă, ori nevoia, pentru că voi vă vindecați, nevoia de a vă vindeca și de a vă iubi. Și de a vă iubi. Și a apărut de două ori semn de apă și mai devreme la animale, da? Și scoica, da, stă undeva în interior, ca și acest patru de spade. Interesant, drăguț. Cum se leagă cărțile, cum vorbesc unele cu celelalte. În trecutul îndepărtat, o regina de cupe. Evident că pentru unii și știu câteva persoane, este un semn de apă. Pește, rac, scorpion. O persoană matură, care oferă dragoste, susținere emoțională, morală, spirituală. Dacă nu este un semn de apă, este cineva care are aceste trăsături. Poate să fie un consilier psihologic pentru familie. Da? Sau pur și simplu este nevoia voastră de a iubi. Poate că la un moment dat, în trecut, v-ați dat seama că nu se poate să trăim doar după aceste nevoi fizice, mentale, trebuie să ne bucurăm inima. Ați avut mesaje mai devreme, se leagă. Heart desire, da? Nevoia adevărată, nevoile adevărate ale inimii voastre. Trecutul apropiat, magicianul, gemeni sau fecioară, sau berbec, sau capricorn, sau orice altă zodie. E un magician, mare grijă. Mare grijă pentru că magicianul, da, poate să însemne și dorința voastră de a manifesta ce? Această dragoste pe care ați așteptat-o, că regina de cupe așteaptă dragostea și are o cupă mare de oferit. Mare! N-ar vrea să o ofere oricui. Poate această cupă este a voastră, dacă nu este altuia. V-am zis, variază de la unii la alții, dar mare grijă că magicianul poate să reprezinte și un manipulator. Da? Mare grijă. Un păcălici. Teoretic ar trebui să fiți varianta bună, să fiți voi doritor sau altcineva doritor să manifeste această dragoste în viața voastră. Pentru că magicianul are toate resursele. Are bani, are pasiune, are emoții, are tot, tot, tot. Viitor îndepărtat. Ho, șapte de spade. Nasolica. Șapte de spade, minciunele. Cu magicianul și cu șapte de spade, n-am cum să mă gândesc decât la păcălici. Haideți să vedem viitorul apropiat. Doi de spade. Doi de spade. Sunteți voi, eventual, sau alt semn de aer. Dar unul dintre voi, sunteți voi sau celălalt semn care blochează ceva. Poate blocați această ofertă? Rămâne de văzut cum se așează cărțile. Sau, dacă nu blocați, pentru că vă dați seama că este o iluzie. Am vorbit de iluzie, da? La șapte de cupe, la scoică, este o iluzie. Familia a apărut și mai devreme. Probabil că trebuie să țineți de familie. Încă n-am văzut toate cărțile, dar probabil că aceste patru, patru e un număr stabil. Trebuie să vă regăsiți stabilitatea mentală în situația în care sunteți și trebuie să decideți. Doi de spade, evident, reprezintă o situație în care trebuie să decideți.
Și provocarea cea mai mare este că inima cere ceva, mintea altceva. Este greu, nu zice nimeni că e ușor. Șaptele deja confirmă că ați fost manipulați sau o situație care nu este tocmai corectă, în care există niște escapade, da? Se vede cum fuge pe furiș sau intră pe furiș în cort. Că o fi acest semn de apă, variază de la unii la alții, că știu că unii au de-a face cu un semn de apă. Uitați, v-a adus dezechilibru mental și vă provoacă în continuare la aceste escapade. Că este pe orizontal, da? Acest semn, am zis mai devreme, fecioară, gemeni, berbec, capricorn, orice alt semn, da? Care la fel v-a dezechilibrat un pic, trebuie să vă vindecați. Eventual să blocați, să decideți ce faci. Ce faceți? Aici este marea provocare, este un as de cupe. Nu este orice, este un as de cupe. Este dragoste. Nu zice nimeni că nu-i dragoste. Dar, vedem, vor mai apărea și cărțile. Wow! Fuh, și mă înfior. Chiar am avut acum niște stări. Sfatul este marele preot. Sfatul este să mergeți la biserică, să discutați. Eventual, deși v-am zis, nu știu cum apar celelalte cărți, dar e sfat. Da? Sfatul este să țineți la stabilitatea voastră, la contractul în care sunteți. Stai. Probabil că este cu un scop. Acel contract, acea căsnicie. Exterior, 8 de cupe. Un alt semn de apă, adică am discutat, pentru unii chiar e un semn de apă. Dacă nu e semn de apă, cineva cu marcaj în pești, rac, scorpion. Însă, e o forță exterioară. 8 de cupe reprezintă o persoană care lasă cupele goale sau cupele cu pelini și merge către nouă, către bucurie, către, da, exact această ofertă. Dar e o forță exterioară. Și am zis mai devreme că acest as de cupe poate să însemne dragostea de sine, respectul față de ei sau de voi. Poate să însemne vindecare, dacă ați fost într-un trio și voi aveți nevoie de vindecare și ei. Nu știu încă ce se va mai arăta, dar cineva pleacă sau cineva vine. Da? Pleacă, vine. Pleacă, vine. Pentru că, probabil de-aia vă și întâlniți. Pentru că nu sunt fericiți acolo unde sunt. Dar, sfatul este... Marele preot. De ce vă este teamă de stea unii dintre voi de un vărsător? Dar nu toată lumea, evident, se sperie de acest vărsător, săracul vărsător. De fapt, voi sunteți vărsătorii, dar poate vă este teamă de un alt vărsător sau vă este teamă că nu vă veți vindeca, că nu vă veți găsi echilibru, da? Echilibru emoțional. Echilibru emoțional, că nu vă veți găsi speranța. Dacă lăsați această dragoste, s-ar putea să vă pierdeți speranța unii dintre voi. Eu știu, pentru că ați așteptat-o. Vă este teamă că nu vă veți împlini, nu vă veți găsi destinul, pentru că știți că în această situație unii dintre voi nu sunteți chiar, probabil, asta nu e destinul vostru. Dar deocamdată, probabil că trebuie să mai stați, eu știu ce poate să se mai întâmple, ce ghidaje mai primiți. Este teamă.
Ce vă doriți? Aventură, evident. Că-i semn de foc, mai mult sau mai puțin. Vă doriți, domnilor, doamnelor, vă doriți această dragoste. Chiar dacă trebuie să mințiți, chiar dacă trebuie să manipulați, asta e, vă doriți. Acum v-am zis, sfatul este acesta. E total diferit, evident, da? Nici nu se compară. Ăsta e plin de hormoni, ăsta este plin de înțelepciune. Asta este. Dar, repet, asul de cupe poate să însemne și vindecare și dragoste față de voi. Pentru că, trebuie să luați o decizie. Stați sau nu stați în această situație? Cât mai stați? Finalul, eremitul. Da, e zodia fecioare, știu. Draga mea, este și aici. Dar nu toți au de-a face cu zodia fecioare. Eremitul înseamnă că sunteți deja într-o situație similar cu patru de spade. Am zis mai devreme, da? Că seamănă cu eremitul. De multe ori am zis. Sunteți deja într-o noapte spirituală. Aici este provocarea. Știu că sună ciudat, dar este o noapte spirituală. De-aia sfatul este să mergeți la preot. Sau să vorbiți cu un preot sau să stați totuși în această căsnicie și să înțelegeți de fapt de ce v-ați dus unul sau altul sau de ce v-ați separat sau ce nu merge sau trebuie să discutați unii dintre voi. Știu că poate vă supărați, nu, că vreau să dau divorț. Știu cazuri, da. Aveți răbdare, aveți răbdare până găsiți această lumină, da? Sunteți într-o noapte acum. E frig, e iarnă, apropo, aveți răbdare. Da, iar semn de pământ pentru unii, dar nici asta nu contează foarte mult. Oricum, trebuie să aveți răbdare. Eventual, faceți o mică pauză. Pentru că șapte de monede reprezintă, al doilea șapte, reprezintă cineva care a investit într-o direcție și a obosit. Luați-vă un moment de pauză, am zis mai devreme la patru de spade, da? Luați-vă un moment de pauză și apoi poate aveți un copil în preajmă, vedem ce înseamnă valetul de bâte, poate găsiți ceva interesant, creativ în care să vă implicați și să vă refaceți eventual familia sau să vă bucurați. Asta zicem că e la sfârșitul lunii, poate sărbătorile de iarnă vă readuc împreună alături de cei dragi și vă dați seama totuși ce înseamnă familia. Ce înseamnă familia? Este Saturn, dragii mei. Nu este plăcut, dar, ia uite, șapte de bâte. Trebuie să luptați. Există, da, un potențial pentru un nou început. Aici sunteți voi. În viitor, poate la anul. S-ar putea unii dintre voi să vă separați și să deveniți independenți, dacă asta este singura soluție, dacă nu puteți. Și probabil că acum de sărbători vă întâlniți, chiar dacă v-ați despărțit, chiar dacă urmează să vă despărțiți, vă întâlniți pentru copii și vă simțiți bine și apoi vă vedeți în continuare de drumul vostru. Trebuie să creșteți. Aici, 10 de cupe. Bucurie mare. Unde? Într-un trio. Asta e, într-un trio, ce să faci? Cu cineva, un suflet pereche, dar deocamdată probabil că da, e pe decembrie, probabil că orice separare, despărțire ați avea în plan, nu acum, poate mai încolo, cine știe, dar nu acum. Sunt sărbătorile de iarnă, familia, copiii are nevoie, familia vreau să zic că are nevoie de voi, copiii au nevoie de voi. E fericire, dar 10 de cupe poate să însemne și iluzii, o relație. Din trecut, din copilărie sau dintr-o altă viață. Riscantă, zero, e riscantă și va duce bucurii și va duce și dureri și va duce și conflicte și vă dezechilibrează și trebuie să așteptați până la victorie. Cam aceasta ar fi etalarea pentru decembrie. Urmează partea a doua cu viața voastră sexuală. Și un parteneriat, partener, parteneră, vedem ce apare în setul celălalt de cărți. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sărbători fericite, dragii mei!